dragilor, și bine ați venit la o nouă rețetă pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să facem împreună French toast sau frigănele sau așa zisa pâine cu ou. Haideți să vedem de ce avem nevoie. Pâine, în primul rând, ouă, lapte, ulei, un praf de sare și după aia de topping-uri. Eu astăzi o să folosesc sirop de arțar, miere, dulceață de afine, dulceață de prune, cașcaval și căpșuni. O să ne apucăm de treabă. În primul rând, spargem ouăle. Fiecare ou ar trebui să ne acopere cam o felie și jumătate de pâine. Dar, bineînțeles, contează dimensiunea pâinii. După cum puteți vedea, eu am aici felii foarte mari. O să le tai în jumătate, ca să fie mai ușor să lucrez cu ele. Deci, punem ouă în funcție de câte feliuțe de pâine vrem să prăjim. Am pus ouăle și le batem bine, ca atunci când facem omleta. O să adaug un praf de sare. Dacă faceți frigănelele să le mâncați cu dulceață sau cu ceva dulce, puteți să adăugați și o esență de vanilie, dacă vă place. O să punem un pic de lapte. Tot așa, după o funcție de câte felii de pâine vreți să prăjiți. Ca să obțin o textură mai acoasă. Bun, și cam asta este. O să-mi tai feliuța de pâine în două, pentru că este mult prea mare. Așa. Și o voi pune în bol. Și o apăs bine ca să fiu sigură că se îmbibă cu suficientă compoziție. Da? Și după aia o întorc pe partea cealaltă. Da? Între timp, o să pornesc aragazul să pun uleiul la încins. Puteți să prăjiți fie în ulei de floarea soarelui sau puteți, dacă aveți un pic de unt, să le prăjiți în ulei. Foarte bine peste tot. Eu mi-am pregătit acolo un șervețel pe care să le scot ca să mai absorbă puțin din uleiul pe care îl folosesc. Oricum am pus foarte puțin ulei, dar ca să mă asigur că nu sunt prea uleioase. Ia să vedem. Și prima felie este gata. Să luăm pe următoarea. Ce bine miroase. Așa. Și o lăsăm să se facă. Între timp, punem o altă felie de pâine la înduiat. În cazul în care vreți să le faceți cu cașcaval, după ce s-au făcut pe o parte și pe cealaltă, puneți cașcavalul deasupra, după care mai adăugați o felie de pâine și o lăsați să se facă bine, ca să se înmoaie cașcavalul. Atunci când îl tăiați, să se întindă, așa puteți. Imediat o să vă și arăt cum facem. Să ne asigurăm că oul a pătruns bine în pâine. Că este tot. Să nu iasă uscat. Ce bine miroase! Acestea primele o să le las ca să le facem cu dulceață și sirop de arțar și pe următoarea o să facem cașcaval. Bineînțeles, puteți să puneți și șuncă și ce vă mai place cu o bacon. Posibilitățile sunt de numărat. Deasupra ei, ca să fim siguri că nu risipim nimic. Așa. Un mic dejun foarte rapid, delicios.
pentru zilele în care vă grăbiți sau pentru zilele în care vă este lene și nu aveți chef să vă complicați prea mult în bucătărie. Puteți să vă surprindeți cu ceva foarte delicios, chiar dacă e atât de simplu de făcut. La final, acum tot ce trebuie să facem este să mai aranjăm farfuriile și după aia putem să ne bucurăm de ele și să le mâncăm. Am făcut un sandwich cu cașcaval. Puteți să vedeți ce bine arată și cum se întinde cașcavalul. Abia aștept să gust din el. De fapt, o să gust chiar acum. Foarte bun! Și după aia o să mă ocup să aranjez farfurile. Puteți să puneți și zahăr vanilat deasupra sau zahăr pudră, dar eu prefer să le păstrez cât mai simple și atât. Mănânc, e foarte bun! Subscribe dacă v-a plăcut, apăsați pe clopoțel ca să nu pierdeți rețeta de săptămâna viitoare și nu uitați să împărtășiți această rețetă cu persoana cu care v-ar plăcea să o mâncați. Eu abia aștept să savurez aceste bunătăți.